Bun, am zis că o să fac și review-uri pe canal și n-am mai făcut unul din ianuarie, dar e ok, mă recuperam acum. Astăzi o să vreau să vorbesc puțin despre albumul Florale de la Tommy Marfa, primul album al artistului sub acest pseudonim. Tommy Marfa, cunoscut până acum ceva timp ca Exile, este un artist pentru al cărui material am fost destul de entuziasmat și pot să spun din start că aș livrat. Floralia, titlul albumului, poate fi interpretat ca în reprezentare a leitmotivului prezent în majoritatea pieselor ce compun acest material, anume floarea de marihuana, întrucât referințele la ea sunt destul de prezente pe parcursul albumului și reprezintă o sursă de inspirație pentru lirica de pe unele piese. Albumul este compus din 12 piese, dintre care 5 au parte și de feat-uri. Feat-urile sunt echilibrate cu piesele solo, fiind integrate mai degrabă în mijlocul tracklist-ului, iar piesele solo fiind concentrate la începutul și la sfârșitul albumului. Ca feat-uri îl avem pe Doc de două ori, pe Vlad Fluieraru și de Lyric, pe Mimon și pe Superhead, și, surpriza albumului, Grasul XXL. Fiecare invitat de pe piesă a livrat și și-a făcut treaba și nu mi se pare că a fost vreunul care să ia spotlight-ul într-un mod abuziv sau să spun că n-ar avea ce să caute acolo. Ce am apreciat mult pe partea de feat-uri a fost că fiecare artist și-a ieșit cumva din zona de confort și s-a pliat pe formula albumului. Aici mă refer atât ca delivery, cât și ca mod în care a fost procesată vocea și efectele de pe aceasta. Albumul începe destul de în forță, cu o voce feminină, repetând cuvântul Floralia, și apoi intră direct Tommy Marfa cu un delivery clasic Tommy, dar o face într-un stil care să-ți capteze atenția și să te trezească cumva, astfel încât să fii atent la el. Și așa se prezintă intro-ul. Următoarele două piese sunt piese solo Tommy, în care acesta continuă pe același film cu care a început și se duce într-un stil destul de hard, ceva ce mie îmi dă vibe oarecum de Suicide Boys, Ghostman sau Bones. Și cumva cam în direcția asta este prima parte a albumului, însă cu un flow ceva mai sacadat, dar mai accentuat pe unele silabe. Leitmotivul acestor piese este tot ideea de floare, de care am vorbit mai devreme, și modul în care artistul se raportează la ea și o integrează în activitățile sale. Piesele sunt chiar bune și continuă filmul prezentat în intro, iar ritmul este cumva unul mai crescendo, care pare că face un build-up pentru prima piesă cu un invitat de pe materialul ăsta, anume piesa Atemporal cu Doc, piesa ce iese în evidență de la primele note ale instrumentalului. Construcția acestei piese este una în care refrenul lui Doc alternează cu strofele lui Tommy și se menține un ritm constant cam pe toată piesa. Ca versuri iese în evidență refrenul lui Doc cu ideea că ce fac ei în materie de muzică nu e ceva de moment, ci e ceva ce se poate asculta indiferent de timp, spre deosebire de cei care au un hype temporar, precum și cu referințele sale la acte sexuale. Iar Tommy vine în completarea piesei cu un flow care rămâne constant pe toată piesa, cu câteva dume și comparații mișto la leitmotivul piesei, anume floarea. Până aici, albumul te ține în priză cu aceste piese care sunt mult mai bouncy și dau impresia că au menirea să fie ascultate la boxe și să fie piese de hype și de băiețeală. Cea de 5-a piesă, Fake Love, este și cea mai scurtă de pe album, ceea ce mă face să mă raportez la ea ca la un interludiu. Este de asemenea prima piesă de până acum care nu are nicio referință la floare, ci cumva face un switch al leitmotivului dinspre floare înspre femei, întrucât urmează câteva piese în care accentul e pus mai degrabă pe raportarea artiștilor la prezențele feminine din viața lor, alt fapt care mă face să tratez piesa ca pe un interludiu. Ajungem în partea a doua a albumului, la piesa cu Superhead, unde Tommy are un delivery ceva mai puțin agresiv decât până acum, ba chiar și refrenul lui este unul mult mai melodios, chiar spre cântat, ceva ce nu am auzit de la Tommy pe acest material până acum. Iar de aici intrăm într-o parte a albumului cu mult mai multe feat-uri, care după mine reprezintă și highlight-ul albumului. De la piesa cu Superhead până la piesa cu Vlad Fluieraru și de Lyric avem parte de un sound mai bouncy și mai dansant decât până acum, mai ales la piesa cu Grasul XXL, iar pe partea de lirică are atât referințe la floare cât și la femei, fiind un echilibru în zona asta. Din nou, nimic wow până acum pe partea asta, însă vibe-ul pieselor este unul mult mai axat pe feeling decât pe vreun mesaj, iar piesa de la 9 la 5 este cea mai dansantă de pe album. Partea asta mai dense și mai up-tempo a albumului se încheie cu piesa Altfel, care într-adevăr e altfel față de tot ce am auzit până acum pe album. Este probabil prima piesă care încearcă să aibă un oarecare mesaj mai serios. Însă mesajul ăsta este cumva unul indus, întrucât lirica nu e una explicită, ci mai mult una care se axează pe a induce anumite idei și de a le lăsa să curgă natural în mintea ascultătorului. Cei doi invitați de pe piesă, Vlad Fluieraru și de Lyric, simulează bine pe vibe-ul piesei și formul la Tommy, Vefe și de Lyric e una pe care îmi doresc să o mai văd. Ajungem la ce consider eu a fi a treia și ultima parte a albumului, formată din ultimele trei piese, care sunt și piese solo Tommy Marfa. Și aici se regăsesc niște mesaje mai serioase, comparații și referințe mai serioase decât ce am avut până acum. De aici tempo lui este unul mai slow. Dacă până acum am avut crescendo, iar apogeul a fost în piesele cu feat, de acum o luăm invers, decrescendo. Și ajungem într-o zonă mai serioasă a albumului, culminând cu outro-ul. Îl avem din nou pe Tommy, care dă refren cântat pe piesele DNDCSP și Vis Murdar, iar sintagma
doar norii decid când să plouă, mi se pare una chiar foarte mișto, iar ideea principală a piesei e că putea să fie mult mai rău, care încearcă să ofere un oarecare optimism. Apoi avem piesa Vis Murdar, în care îl găsim pe artist încercând să-l găsească un loc în viață. Piesa 27 Club este autorul albumului și este singura piesă de pe material produsă de Pârni, ceea ce m-a surprins foarte plăcut. Și am apreciat enorm faptul că această piesă a lăsat atâta spațiu pentru instrumentalul produs de Pârni, pentru că acesta a reușit ceva minunat cu piesa asta. Piesa 27 Club aduce un omagiu artiștilor care au murit la 27 de ani, vârstă de care, dacă nu mă înșel, artistul a trecut, însă tot îl face să se vadă și pe el din perspectiva acestei vârste și a ideii de 27 Club. Este probabil cea mai serioasă piesă de pe album și cea mai joasă ca tempo, încheiind albumul într-o zonă ceva mai întunecată față de cum a pornit. Așa se prezintă în mare parcursul albumului, ca lirică, teme și producție. Ce am apreciat la acest album a fost faptul că oferă din spotlight și producătorilor, întrucât materialul ăsta are o producție destul de diferită față de ce am auzit, cel puțin în ultima vreme, și sunt unele momente în care beat switch-urile, alături de schimbările de flow, dau un cu totul alt vibe pieselor. De asemenea, mi-a plăcut că feat-urile sunt echilibrate cu piesele solo, colaborările fiind concentrate în principal spre mijlocul albumului, față de început și sfârșit, unde sunt piese solo. Din punct de vedere liric, Tommy nu vine neapărat cu idei noi sau perspective foarte diferite, însă merge mai mult pe ideea de a induce anumite sentimente într-un mod ceva mai subtil, printre multele referințe la iarbă și la femei. Alt plus al albumului este modul în care își face Tommy rimele, oscilând între tipurile de rimă și având accent și pe menținerea unei anumite fonetici pe parcursul pieselor. Overall, Floralia de la Tommy Marfa este un album chiar bun, care a atins așteptările pe care le-a creat, însă pare că îi lipsește totuși acel replay value și cel puțin eu nu mă văd întorcându-mă la el foarte des. Cu toate astea, este un album care curge destul de bine și care merită ascultat, iar ca notă aș merge pe un 7,5 spre 8, întrucât poate mi-aș fi dorit mai multe piese în stilul ultimelor 3 și probabil ceva mai puține referințe la iarbă și la femei. Dar cam asta am avut eu de zis despre Tommy Marfa, albumul Floralia și această recenzie overall. Ce crezi tu despre tot ce am zis? Cum ți s-a părut ție albumul dacă ai apucat să-l asculti? Sau spunem dacă ai de gând să-l asculti acum? Lasă-mi părerea ta în comentarii și hai să avem o discuție. Și desigur, dacă ți-a plăcut monologul de azi și ești interesat de subiecte precum acesta, dar și altele ce țin de zona hip-hop, sugerez să te abonezi pentru a nu rata pe următoarele. Și dacă vrei să mai știi de mine, mă găsești pe Instagram și pe TikTok.